ciclu de prădici din Cartea 1 Corinteni. Citim pentru această dimineață de la capitolul 12, începând cu același verset până la finele acestui capitol, pagina Sfânta Biblie, 1122, respectiv 1123. Așadar, să deschidem Cartea Sfânta Domnului, Sfânta Biblie, la 1 Corinteni, capitolul 12, începând cu același verset. Căci, după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâini, n-am trebuință de tine, nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoapă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători? Toți sunt făcători de minuni? Toți au darul tămăduirilor? Toți vorbesc în alte limbi? Toți tălmăcesc? Umblați, dar, după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Amin. Aș vrea să-mi îngăduiți în scurte cuvinte să mă rog Domnului. Tatăl nostru din ceruri, mulțumim că ne-ai binecuvântat cu o nouă zi de har, ne-ai binecuvântat cu sănătate și cu posibilitatea prezenței noastre în casa ta de rugăciune. Mulțumesc că ești prezent cu noi la întâlnire. Mulțumesc că ai binecuvântat părtășia de până aici. Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi cuvântul care va fi predicat. Așează-l în mintea, în ființa noastră, Doamne, și ajută-ne să înțelegem care este chemarea Ta pentru fiecare dintre noi care facem parte din biserica Ta. Doamne, îți mulțumim că ne vei da cuvânt de la Tine, fiindcă avem nevoie de El, Doamne. Cuvântul Tău să aducă zidire, să aducă edificare, să întărească sufletul nostru, Doamne, și să fim motivați pentru a fi mai implicați, mai dăruiți, Doamne, pentru lucrarea bisericii Tale. Îți mulțumim, Doamne, că ne asculți. Îți mulțumim că primești rugăciunea noastră. Lăudat să fie numele Tău. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat, Tată din ceruri. Amin. Vă invit cu deosebit respect să vă reașezați. Este o bucurie ca în dimineața aceasta de 16 iunie să ne aflăm la casa de rugăciune în prezența Domnului Dumnezeului nostru.
Mă gândeam că unii n-au mai prins ziua de astăzi. Pentru ei totul s-a încheiat ieri sau noaptea de dinainte. Pentru dumneata și pentru mine este har de care beneficiem din partea lui Dumnezeu. Și merită Domnul să-i aducem toată mulțumirea noastră și să zicem, lăudat să fie El. În dimineața aceasta, cu voia bună a lui Dumnezeu, vom vorbi despre rolul și locul nostru în biserică, adică în trupul lui Hristos. Mereu au fost două extreme în ce privește lucrarea lui Dumnezeu. Prima extremă sunt aceia care spun: fără noi nu se poate face lucrarea lui Dumnezeu. Oameni care se consideră indispensabili. Oameni care spun: lucrarea Domnului n-are cum să meargă înainte fără noi sau să funcționeze. Acești oameni gândesc în felul următor: dacă nu suntem noi în linia întâi, dacă nu suntem noi în centrul atenției, totul o să meargă rău, totul o să meargă greșit, nimic nu funcționează. Totul duce la faliment. Aceasta e prima extremă. Oameni care în cursul istoriei au gândit în felul acesta: fără noi, lucrarea lui Dumnezeu nu va merge înainte. Aceasta e prima extremă care privește lucrarea lui Dumnezeu. Există apoi a doua extremă. Sunt oamenii sau acei credincioși care spun: se poate face lucrarea lui Dumnezeu și fără noi. Noi nu suntem așa importanți, spun ei. Noi nu contăm la fel de mulți ca și ceilalți. Chemarea noastră nu este una specială, una evidentă, una care să iasă în relief ca a altora. Sunt alții mult mai buni. Ei ar trebui să facă lucrarea lui Dumnezeu. Așa că cei din categoria aceasta vin și spun: lucrarea Domnului merge înainte și fără noi. Dacă primii sunt oameni caracterizați de mândrie, poate de un spirit de aroganță, poate de dorința de afirmare de sine, arătând cine sunt ei și ce pot ei să facă, cea de-a doua categorie sunt oamenii caracterizați de falsa modestie, fiindcă oamenii aceștia au o lipsă a cunoașterii adevărate a locului și a rolului lor în biserica Domnului Iisus Hristos. De aceea mi-am propus ca prin cuvântul de astăzi să răspund la următoarea întrebare: care este rolul tău în trupul lui Hristos? Sau altfel spus, care este rolul tău în biserica Domnului? Ai o chemare oare din partea lui Dumnezeu? Ai un anumit rol și un anumit loc în biserica Domnului Iisus Hristos? Întrebarea se pune: știi la ce anume te-a chemat Hristos Domnul? Știți că 1 Corinteni, capitolul 12, este unul din cele mai importante capitole din Biblie cu privire la biserica Domnului Iisus Hristos? În acest capitol, biserica Domnului Iisus Hristos este asemănată cu un trup. Dumneavoastră știți că un trup este format din câte mădulare? Din unul? Dintr-un singur mădular? Nu, dar din câte? Din mai multe mădulare. Fiecare mădular, cred că suntem conștienți, are locul și rolul lui în trup. Și chiar dacă dintre toate mădularele trupului nu toate ies la fel în evidență,
Asta nu înseamnă că nu-și au locul și rolul lor în trup. Toate mădularele, zicea Sfântul Pavel, care fac parte din trup, sunt de folos, sunt necesare. Nu există mădular inutil în trup. Și atunci întrebarea se pune, care este rolul și locul tău în biserică? Îmi cunosc oare chemarea din partea lui Dumnezeu? Știu ce rol am în trupul lui Hristos? Și vreau să prezint primul adevăr enunțat de Pavel în acest cuvânt. Unii oameni care au mai puține daruri se simt neimportanți în trupul lui Hristos. Acesta este primul adevăr consemnat de cuvântul de astăzi. Zicea Pavel că sunt unii, existau în biserica din Corint, care aveau mai puține daruri și se simțeau mai neimportanți în biserica Domnului. Ei se simțeau mai puțin talentați, cu mai puține abilități, mai puțin înzestrați cu daruri, mai puțin capabili, mai puțin vrednici. Cu alte cuvinte, credincioșii aceștia din biserica din Corint se considerau neimportanți, se considerau nevaloroși, se considerau neadecvați, se considerau unii dintre ei chiar fără daruri, nesemnificativi. Apropo, gândurile și sentimentele ce le aveau acești credincioși din biserica din Corint, vreau să știți că erau total greșite și nepotrivite. Știți ce spune textul nostru? Versetul 14. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Cu alte cuvinte, fiecare care aparține cu adevărat trupului lui Hristos este important. Nu există doar o categorie de mădulare importante și trupul nu este format dintr-un singur mădular, ci din mai multe. Vreau să observați patru lucruri importante relatate de Sfântul Pavel aici cu privire la mădularele din trup. Și prin aceasta vom face o comparație cu faptul că noi suntem mădulare în trupul lui Hristos, biserica. Mai întâi, zice Pavel, fiecare mădular este necesar. Vă întreb, ochiul este necesar în trup? Picioarele sunt necesare în trup? Da, de mâini, avem nevoie în trup? Avem nevoie oare de urechi sau zic? Știți ce zice Sfântul Pavel? Fiecare mădular, întâi de orice, este necesar într-un trup. Pavel merge mai departe și zice așa, în al doilea rând, fiecare mădular are o funcție esențială în trup. Ochiul are funcția lui în trup, nasul are funcția lui în trup, urechile au funcția lor în trup, picioarele au funcția lor în trup. Niciun mădular nu poate îndeplini funcția? Îndeplinește, vă întreb, ochiul funcția picioarelor? Ați văzut urechile să îndeplinească funcția mâinilor? Fiecare mădular în trup are, simplu, funcția lui. Ce ziceți dacă tot trupul, vorba apostolului, ar fi ochi? Cum ar fi trupul respectiv? Ar fi o ciudățenie. Ar fi ceva ieșit din comun. Dar trupul nu este doar ochi. Trupul este mult mai mult de atât. Ce învățăm de aici e că trupul lui Hristos, biserica, poate funcționa eficient numai dacă membrii bisericii slujesc cu darul pe care l-au. De asemenea, mai învățăm ceva. Cu cât funcționează mai bine,
mai sănătos, mai multe mădulare în trup, cu atât trupul este mai eficient. Cu cât sunt implicați mai mulți în trupul lui Hristos, în biserica Domnului, biserica funcționează mai sănătos, mai bine. Știți ce mai zice Pavel? Mai învățăm un aspect. Că fiecare mădular este așezat în trup, auziți, după voia lui Dumnezeu. Mai întâi este necesar, apoi fiecare mădular are funcția lui în trup și zice Sfântul Pavel, fiecare mădular este așezat în trup după voia lui Dumnezeu. Știți de ce ochiul nostru este făcut să vadă? Că a decis asta cine? Doctorul de la maternitatea în care ne-am născut? Nici vorbă. Și să fi vrut nu putea să facă lucrul acesta. Știți de ce ochii noștri văd? Că a decis Marele Stăpân, Dumnezeu, să vadă. Știți de ce urechile noastre fac parte din trup și sunt așezate în zona aceasta și auzim cu ele? Fiindcă există cineva care le-a așezat în trup, în locul acesta și a făcut ca urechile noastre să audă, binecuvântat să fie numele. Acest lucru este valabil și pentru biserică. Fiecare mădular a fost pus în biserică. Adică fiecare membru a fost așezat în biserică de Dumnezeu cu un rol potrivit pentru a îndeplini o funcție esențială. Și ascultă-mă în dimineața asta, fiecare membru este necesar în biserica lui Iisus Hristos și este important, binecuvântat să fie Domnul. Ideea este următoarea. Suntem ceea ce suntem, nu datorită nouă, ci datorită cui? Datorită lui Dumnezeu. Noi nu suntem mai grozavi, fiindcă cineva poate să spună, măi, eu sunt mai grozav că am mai multe abilități sau mai multe daruri. Dar întrebarea e, cine ți-a dat darurile acelea? Cine a investit talente în tine? Răspunsul e simplu, e chiar banal. Cel ce a făcut lucrul acesta este Dumnezeu. El ne-a înzestrat cu darurile pe care le avem. Apoi zice Sfântul Pavel, mai învățăm un lucru despre mădulare. Fiecare mădular este distinct și împreună toate formează trupul. Și zice Pavel, am o întrebare. Dacă ar exista un singur mădular, întrebarea lui Pavel este, unde ar fi trupul? Ar mai exista trupul? Răspunsul este unul evident. Normal că nu. La fel este și în biserică. Dacă ar exista un singur membru care le-ar face pe toate, ar mai exista trupul lui Hristos biserica? Dar nu e așa că e frumos că există diversitate? Un palier divers? Și fiecare își poate aduce aportul la lucrarea lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, mesajul din partea apostolului este următorul. În biserică nu există o singură persoană importantă. Biserica este formată din mai mulți membri și toți sunt importanți. Și mesajul este următorul, în ciuda diversității, biserica rămâne un trup. Și trupul trebuie să fie bine închegat și unit. Și va fi așa, zice Pavel, dacă vom înțelege că fiecare mădular este necesar, că fiecare mădular are o funcție esențială, că fiecare mădular a fost pus în trup după voia lui Dumnezeu, că fiecare mădular este divers, dar tocmai diversitatea aceasta încheagă bine trupul și îl face să existe. Întrebarea este, care este locul și rolul meu în trupul Domnului? Sunt unii care spun că au mai puține daruri.
și se simt mai neimportanți. Și Pavel zice în urma acestui mesaj, nu te simți nevaloros, nu te simți neimportant sau neimportantă, tu contezi în ochii lui Dumnezeu, ai o valoare, ai o chemare, ai un loc și un rol în Biserica Domnului Iisus Hristos, ține-te de chemarea ce ți-a dat-o Domnul. Care este locul și rolul nostru în biserică? Care este locul și rolul tău în trupul lui Hristos? Mergem spre al doilea adevăr. Zicea Pavel așa, unii din cei ce au mai multe daruri se simțeau mai importanți în trup. Observați contrastul acesta? Prima categorie care aveau mai puține talente, mai puține daruri, se simțeau mai neimportanți în Biserica Domnului. Cea de-a doua categorie, oamenii care au mai multe talente, mai multe daruri, zice Pavel că a existat riscul acesta în Corint să se simtă mai importanți în trupul lui Hristos, în biserică. Și aici avem de-a face cu o mustrare din partea apostolului pentru cei care doreau să domine biserica din Corint și să-și impună propriile lor dorințe. Și aici vreau să fac o subliniere. Frații mei, surorile mele, dorințele personale nu trebuie impuse în Biserica lui Hristos. Biserica Domnului Iisus Hristos funcționează după principii și după adevăruri biblice, nu după dorințe proprii. Eu n-am voie să-mi impun dorințele mele în Biserica Domnului Iisus Hristos. Aici nu dorințele trebuie să domine, ci adevărul Evangheliei. Principiile sănătoase ale cuvântului lui Dumnezeu. Prea de multe ori au existat în Biserica Domnului oameni care s-au considerat mai importanți decât ceilalți, care au simțit că darurile lor, că talentele lor, că a lor contribuție a fost mult mai mare și că sunt mai importanți decât ceilalți. O asemenea părere, zice Sfântul Pavel, este total nepotrivită în Biserica lui Hristos. Da, poți să faci mai multă slujire ca alții. Poți să faci mai multă slujire ca alții, dar n-am voie să mă consider mai important decât ceilalți. N-am voie să-mi impun dorințele mele prin care o biserică să fie stăpânită sau dominată. E total nepotrivit lucrul acesta. Știți de ce? De ce aduce Pavel o astfel de învățătură? Pentru că zice Pavel, chiar și cel mai nesemnat membru care își folosește darul în slujba lui Dumnezeu, este la fel de important, are aceeași valoare pentru buna funcționare a bisericii ca și cel care are mai multe daruri și lucrează cu ele. Pavel zice așa, credeți că ochiul poate să zică mâinii, n-am trebuință de tine? Credeți că el, capul, va zice picioarelor, n-am trebuință de voi? Toate mădularele sunt importante pentru Dumnezeu. Toate contează în ochii lui Dumnezeu. Și aici Pavel surprinde două adevăruri esențiale. Zice Pavel așa, părțile sau mădularele mai slabe, adică mai puțin înzestrate, sunt de fapt mai necesare. Wow! Cum? Ce a spus apostolul Pavel? Că părțile sau mădularele mai slabe, mai puțin înzestrate, sunt mai necesare? Ideea este următoarea. Deși mădularele mai slabe par așa la prima vedere mai puțin importante, mai puțin nesemnificative, Pavel zice din contră, în trup sunt esențiale. Contează pe de adevăratele. Hai să vă dau niște exemple. Să înțelegem mai bine acest adevăr. Ați văzut vreodată inima să iasă cu ceva în evidență? E lucrarea inimii una vizibilă?
Dar ce ziceți? Contează inima în trup? Este necesară? Cam cât de mult este în evidență lucrarea creierului? Ați văzut vreodată cum funcționează creierul? Este o lucrare vizibilă. Ne putem uita în dimineața asta, să zicem, să ne propunem să ne uităm la creierul nostru, să vedem cum funcționează? Dar vă întreb, este important creierul în trup? Este necesar? Cam cât de vizibilă este lucrarea pancreasului? Ați văzut să iasă cu ceva în evidență? Dar dacă se îmbolnăvește pancreasul, știți că e problemă mare. Și dă peste cap tot organismul și omul ajunge să... Ideea este următoarea la care am vrut să ajung. Tot la fel, slujirea din umbra unora este esențială, deși la prima vedere poate părea neimportantă, lipsită de semnificație. Uneori, să știți, evangelizarea de la om la om are impact mult mai mare, mult mai multă eficiență decât evangelizarea publică, unde sunt sute și mii de oameni. Asta nu înseamnă că nu mai facem evangelizare la biserică. Vom face cu ajutorul lui Dumnezeu. Sunt bune și evangelizările publice, dar a fost demonstrat în cursul istoriei că mai mulți oameni s-au convertit fiind evangelizați de la om la om. Rezultatele au fost mult mai mari. Uneori rugăciunea din odăiță, de acolo din camera noastră, în secret, a fost însoțită de rezultate mult mai mari decât rugăciunea publică de la casa de rugăciune. Asta nu înseamnă că nu ne mai rugăm la biserică. Ba, ne rugăm! Dar nu neglijăm rugăciunea din odăiță. Odăița poate fi uneori mașina personală. Ești într-o călătorie mai lungă și te rogi. Îți faci timp să vorbești cu Dumnezeu. Ești undeva în câmp, lucrezi ceva, poți să ai odăița ta și să comunici cu Domnul. Uneori o binefacere făcută în secret a avut efect mult mai puternic decât un act de caritate public cunoscut de mulți, poate transmis în mass media. Asta nu înseamnă că nu se vor mai face acte de caritate. Ba, din contră, vor mai fi și sunt necesare. Însă Pavel vine și spune, omule bun, dacă ai o slujire din umbră, dacă faci o lucrare care poate la prima vedere nu iasă tare în evidență, nu te dezamăgi, nu te descuraja, lucrarea ta contează pentru Dumnezeu. Apoi Pavel mai subliniază un adevăr. Părțile mai puțin frumoase ale trupului sunt tratate cu mai multă cinste. Și aici Pavel se referă la îmbrăcăminte, la faptul că noi ne străduim pentru a îmbrăca părțile mai puțin frumoase. Cum? Știți cum? Știți cum? Știți că scrie în Biblie? Și astfel le dăm o cinste, zice Pavel, mai specială. Ideea este următoarea, niciun credincios, niciun grup de credincioși nu trebuie să-i desconsidere sau să nu-i bage în seamă pe cei cu mai puține daruri. Din contră, ei trebuie cinstiți și apreciați și chiar respectați mai mult. Wow! Dar noi oamenii vă întreb, că e natural, așa parcă firești. Noi pe cine cinstim și apreciem mai mult? Pe cel ce are un singur dar sau pe cel ce are 5 sau 10? Oare întâmplător, zice Pavel, că părțile mai puțin frumoase din trup le oferim o cinste mai mare? Fiindcă și unii și alții, zicea Pavel, sunt importanți în ochii lui Dumnezeu. De aceea, dacă ai mai multe daruri, nu-ți atribui merite personale, nu te considera mai important,
Să nu ne umflăm în pene, vorba românului, ci să rămânem smeriți, folosind darurile primite de la Dumnezeu spre lauda Domnului și spre zidirea bisericii. În concluzie, vă bucurați că am ajuns la concluzie. Mai puțin și încheiem. Vreau să știți ce zice Pavel. Una, prima concluzie. Dumnezeu a pus mătularele împreună în trup pentru a nu apărea conflicte între ele. De aceea au fost puse împreună în trup. Aici, cuvântul întocmit din versetul 24 are sensul de a amesteca, a combina sau a așeza împreună. Ideea e următoarea: Dumnezeu a așezat biserica sa într-un anumit mod. I-a pus pe cei cu mai multe daruri lângă cei cu mai puține daruri. I-a așezat Dumnezeu biserica în felul acesta. Și acum ascultați-mă, nu trebuie să fie niciun fel de gelozie, nu trebuie să fie niciun fel de competiție, nu trebuie să fie niciun fel de răutate, nu trebuie să fie niciun fel de invidie, nu trebuie să fie niciun fel de dezbinare, ci toate mădularele trebuie să funcționeze împreună în armonie, în pace și cu bucurie. Doamne ajută! De asemenea, a doua concluzie, zice Pavel așa: Dumnezeu a pus mădularele împreună pentru a crea o grijă naturală reciprocă. Observați cuvintele din versetul 25: mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Niciun membru din biserică nu este mai important ca alt membru. Niciun membru din biserică n-ar trebui tratat cu favoritism, cu mai multă importanță sau cu părtinire. Din contră, toți ar trebui tratați în mod egal și echitabil. Mădularele, noi membrii bisericii, ar trebui să îngrijim unii de ceilalți. Apropo, în cursul anilor am auzit vorba aceasta: păstorul trebuie să îngrijească de întreaga turmă. Da, păstorul are locul și rolul lui în trupul lui Hristos. Dar Pavel zicea aici că mădularele îngrijesc de opotrivă unele de altele. De asta le-a așezat Dumnezeu în trup, ca să funcționeze grija aceasta naturală, reciprocă. Ai observat că cu tare n-a venit la biserică și poate e vecin cu tine pe stradă? Ai aflat primul că cineva are o problemă de sănătate? Că s-a întâmplat ceva? Poate păstorul află după o săptămână? Poate după un anumit timp? Scriptura ne cheamă să avem grijă unii de alții în mod reciproc. Și apoi Pavel lasă cea de-a treia concluzie și spune așa: că Dumnezeu a așezat și a dat daruri fiecărui membru din biserică, fără niciun fel de excepție. Fiecare membru din biserică are unul sau mai multe daruri din partea lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă, zicea Sfântul Pavel, că toți au același fel de dar. Că punea Pavel niște întrebări retorice: oare toți sunt apostoli? Răspunsul care este? Nu! Oare toți prorocesc? Ce răspuns avem la întrebarea asta? Normal că nu! Oare toți sunt învățători? Oare toți au darul minunilor? Zicea Pavel, oare toți tălmăcesc? Toți vorbesc în alte limbi? Și apropo, Pavel aici se referea la darul, dacă ne uităm în original, vorbiri în alte limbi. Pavel nu ne socotea botezul cu Duhul Sfânt prin afirmația aceasta din 1 Corinteni 12. El nu vrea să spună: oare în biserica Domnului toți sunt botezați cu Duhul Sfânt? Nu la asta se referea Pavel, ci la darul vorbiri în alte limbi. Oare toți au darul acesta? Răspunsul este: nu!
Așa că, dacă sunt unii care se scuză, merge lucrarea lui Dumnezeu înainte și fără noi, noi nu contăm, de noi nu este nevoie în biserică, răspunsul Sfântului Apostol este următorul: ba, este nevoie și de tine. Și tu contezi. Și tu ai cel puțin un dar din partea lui Dumnezeu. Trebuie doar să-l identifici. Să înțelegi care este locul și rolul acelui dar în biserica Domnului. Fiindcă într-o zi, când se va trage linia finală și va fi ziua marilor socoteli, va trebui să răspundem de chemarea, de locul și de rolul care l-am avut în trupul lui Hristos, adică în biserica Domnului. Vreau să ne rugăm. Am ajuns la final și, așa cum este normal și bine, vom încheia cu rugăciune. Și în rugăciunea aceasta, în primul rând, vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că faci parte din trupul Lui, din biserica Domnului. Mulțumește pentru acest har. Și în partea a doua a rugăciunii spune: Doamne, dă-mi priceperea necesară și înțelepciunea necesară, Doamne, să-mi cunosc locul, rolul în biserică, să știu ce chemare mi-ai dat, care este darul sau darurile ce le-am primit din partea ta, să lucrez cu râvnă, cu pasiune, cu înțelepciune, să fiu folosit de tine, să fiu folosită de tine. Doamne, ajută-mă să fiu parte activă și necesară la trupul tău care se numește biserica. Și apoi mulțumim din toată inima lui Dumnezeu pentru harul de a fi la închinare în această zi. Haideți să stăm ridicați și să ne rugăm.